Constanțenii care nu și-au ales destinația de concediu pentru anul 2015 pot vizita Târgul de Turism Vacanța. 27 de agenții, unități de cazare, asociații de promovare și companii de transport au pregătit cele mai bune oferte. Stațiunea Corfu, reducerea de early booking cu 25%. Hotelul se află în stațiunea Ipsos, la 400 de metri de plajă, chiar în centrul stațiunii. Pentru plecarea din data de 1 iulie, locul în cameră standard este de 111 euro pe noapte, cu reducerea de smart early booking de 30% pentru rezervări achitate și efectuate până în data de 30 aprilie 2015. Indiferent de preferință și de buget, tur operatorii din România pun la dispoziție city break-uri, circuite turistice, vacanțe de relaxare și tabere școlare, chiar și la jumătate din prețurile inițiale. Pe de o parte, suntem în plină perioadă de early booking și avem reduceri semnificative între 20 și 35%. În plus față de aceste reduceri, toți expozanții oferă reduceri între 5 și 15% suplimentare. Agenții sunt foarte bune, ofertele sunt extrem de multe, motiv pentru care îndemnăm pe toți să vină să-și rezerve o vacanță în această perioadă. Cine să scrie vineri, sâmbătă, duminică, în anumite situații și luni, pe Antalya, de exemplu, poate să aibă reducere de 50%, ceea ce mi se pare importantă, pentru că pleci peste 3 luni. Deci nu peste un an, așa că investiția ar merita pentru un discount foarte mare. Acesta ar fi motivul pentru care cred că ar trebui să vină la târg. Târgul de Turism Vacanța este organizat de Camera de Comerț, Industria, Navigație și Agricultură din Constanța, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România. În colaborare cu Federația Asociațiilor de Promovare Turistică și se desfășoară în perioada 6-8 martie. Aceste târguri regionale, cum ne numim noi, sunt extrem de importante pentru a impulsiona vânzările pentru populația locală, pentru că e foarte greu până la urmă ca un potențial turist să meargă să bată la ușa fiecărei agenții, să străbată kilometri pentru a afla cea mai bună ofertă pe care și-ar dori-o. Ori, atâta timp cât se poate întâmpla în interval de 3 zile să ai deschis un astfel de târg unde sunt foarte mulți ofertanți unul lângă celălalt, e mult mai ușor. Eu cred foarte mult că în acest sector de activitate, pentru că este singurul domeniu cu un potențial de creștere exponențial în România, față de celelalte domenii care, să spunem, au, chiar dacă vor avea sau au o creștere, va fi moderată. Și în acest an, târgul de turism este organizat în cadrul unui centru comercial din Constanța. Notorietatea târgului crește de la o ediție la alta, de participație la târg. Se bucură de traficul pe care noi îl avem deja și, pe de altă parte, în mod sigur atrag și persoane care poate n-au venit de foarte multe ori sau vin special ca să vadă ofertele de la Târgul de Turism. Programul de vizitare a târgului și consultarea ofertelor este între orele 10 și 22 în fiecare zi.